Ho, ho, ho! Bine ați revenit la un nou episod Șefe Acasă! Astăzi o să vă prezint o rețetă cu care puteți să-l așteptați pe Moș Crăciun. Nu este lapte cu biscuiți, ci piept de rață cu fenicul. Pentru această rețetă aveți nevoie de piept de rață, cimbru, usturoi, portocală, fenicul, morcovi, sare, unt, miere de albine, piper și vin porto. Prima oară pregătim pieptul de rață, îl curățăm de pielițe și îl crestăm ușor pe partea cu pielea. Crestăm această piele deoarece ea lasă foarte multă grăsime și ne ajută să avem o culoare cât mai uniformă a pieptului de rață. De aceea, totdeauna pieptul de rață se pune într-o tigaie fără grăsime, iar cel mai important, tigaia trebuie să fie rece. Punem pieptul în tigaia rece, apoi la foc mic lăsăm 5-6 minute. Într-o oală am pus apă, punem sare, și apoi o punem pe aragaz. Morcovii voi pune la blanșat. Asta înseamnă că îi voi pune în apă fierbinte, clocotită, îi voi lăsa 2-3 minute, apoi îi voi scoate în apă rece cu gheață, pentru a-i stopa coacerea. În comparație cu morcovul, fenicul este o legumă foarte fresh, care îți lasă un gust foarte răcoritor în gură. Eu am ales această legumă, deoarece pieptul de rață îl asociez foarte ușor cu legume fresh și dulci. De asta voi pune și portocală, voi pune și vin porto care este foarte dulce. După cum puteți vedea, rața noastră stă de cam 3 minute în tigaie și uitați câtă grăsime a lăsat. De asta nu trebuie să punem niciodată ulei când prăjim pieptul de rață. Pentru un plus de aromă, la pieptul de rață voi pune 3 căței de usturoi zdrobiți și, bineînțeles, cimbru proaspăt. Pentru fenicul punem un cubuleț de unt, o lingură de unt, iar feniculul îl vom tăia bucăți mari. Apa fierbe, punem morcovul la fiert, îl lăsăm 2-3 minute, apoi îl scoatem în apa rece cu gheață. Întoarcem pieptul de rață, uitați cât de frumos s-a rumenit pe partea cu piele și îl mai lăsăm 5-6 minute la foc mic. Între timp au fiert și morcovii, îi scoatem în apă rece, punem feniculul cu untul la foc mic, îl lăsăm 2-3 minute, apoi punem zeamă de portocală, puțină sare și puțin piper. Peste pieptul de rață punem sare și piper, scurgem de apă și morcovul, îl curățăm puțin și îl punem peste fenicul. Amestecăm foarte bine. Dacă nu puteți face această schemă de mare bucătar acasă, vă puteți ajuta de o lingură. Pieptul nostru de rață este gata. Îl punem într-o farfurie și lăsăm la odihnit cam 7-8 minute. În tigaia în care am prăjit pieptul de rață, am scurs toată grăsimea, am dat la o parte cimbru și usturoiul, iar în această tigaie vom adăuga vinul porto. Punem tigaia pe foc și lăsăm să se reducă la jumătate, până când avem o consistență un pic mai groasă. Acum putem pune mierea de albine. Ungem pieptul uniform. Adăugăm cimbru proaspăt verde tocat. Și, bineînțeles, piper negru proaspăt prăjit. S-a făcut și vinul, s-a redus la jumate și a prins consistența unui sos lejer, deci miroase minunat. Așezăm fenicul în centru farfuriei, la fel și bucățile de morcov. Pieptul de rață a stat suficient la odihnit. Cam bine făcut. Uitați cum arată pieptul de rață medium, pentru că îmi place ca gustul de rață să nu fie chiar atât de pregnant. Acesta este preparatul pe care vi-l recomand pentru seara de Crăciun. Este un preparat gourmet, care are ingrediente pe care nu le folosim foarte des în bucătărie. Fenicul, piept de rață, morcov baby și vin porto. Este un preparat pe care merită să-l încercați. Poftă mare și Crăciun fericit!